Salutare și bine v-am regăsit, Cătălin sunt eu, iar noi suntem Walsall FC, ne aflăm în fața meciului cu cei de la Blackpool. Iată, suntem pe locul 1, iar ei sunt pe locul 4 în acest moment. Avem 31 de puncte cu 10 victorii, un egal și 3 înfrângeri. Bun. Locul 2, 30 de puncte, locul 3, 29 de puncte, câte un punct diferență, iar locul 4, 25 de puncte, ar trebui să păstrăm distanța aici, zic eu. Așa că haideți să mergem repede să facem squadul echipei pentru a juca cu cei de la Blackpool. Blackburn sau Blackpool? Cine sunt, mă? Blackpool. Da. Bun. Având în vedere că Etete este obosit și a jucat în meciul trecut, îl băgăm pe Draper, Frederică, Draperică, Petro în locul lui Vlădoiu. Curusai va ieși și va intra Daniels. Aiu rămâne în teren, îl va înlocui Curusai mai târziu cel mai probabil. Alexandru va fi înlocuit de Vat. Reed rămâne acolo. Luis Felipe, puțin obosit, supărat. Hai să-l păstrăm în teren. Knowles, Walter va ieși ca să se odihnească puțin. Va intra Iade. Îi mai dăm o șansă lui Iade, după care vom face schimbări, bineînțeles, în așa fel încât să intre mai mulți jucători, dar nu din cei care vor fi în tribună. Bun. Asta este echipa. Am zis că modific ceva și am uitat și o să modific acum să se ducă wide mijlocașul ofensiv pentru că nu face mai nimic drift wide. Bun. Save. Și mergem la meci acasă, așa că îl vom juca, avem și un mail Novak. Îi schimbă poziția. Hai să o facem acum înainte de meci, să nu pierdem timpul. Bun. Să sperăm că mai ia și un over și îl cumpără cineva în sfârșit. N-a luat un over. Băi, băiatule, bă. E incredibil. Wide winger, 3 săptămâni. Bun, rămâne pe wide winger, 3 săptămâni. Ciudat, ciudat. El joacă bine, dar nu-i crește over-ul. Da. Matchday, bun. Haideți să mergem să luăm cele 3 puncte de la cei de la Blackpool. Iată un 4-1-3-2 sau 5-3-2, mai exact. În traducere liberă și simplistă. Grimshaw în poartă, Ekpiteta și Pennington sunt fundași centrali. Djuric și el fundaș central, probabil mijlocaș defensiv. Thompson și Lyons în completarea liniei de apărare. Morgan, capitanul Dugal și Norburn sunt cei trei mijlocași centrali, iar atacanți sunt Liburn și Riascos. Ok, kick-off, mergem mai departe. Tiki-taka din partea ambelor echipe. Cred că este prima oară când întâlnim o echipă care să joace Tiki-taka. Mergem pe la Customize să vedem echipamentele. Echipamentele arată bine, având în vedere că jampierii și cu tricoul sunt diferite, sunt ok. Mai trebuie făcut ceva? Nu. Bescot Stadium, 19 octombrie 2024, referee Sunny Gill, World Class, 4 minute, plouă. Da, super. Dacă plouă, plouă. Știți bancul cu Ion și Maria? Stăteau ei într-o seară în casă, cum era pe vremuri așa cu lumânarea aprinsă, nu exista electricitate și toate cele. Se duce el afară, se întoarce și zice Maria: plouă, mă, Ioane? E, plouă, bate vânt. Știți de ce a fost afară? Să facă pipilică, mă, băieți. Și bătea vânt și a crezut că plouă. Da. Bun. Am văzut echipele Fredelică, Drapelică. Are lovitura de la jumate. Ăsta mereu se încălzește în timp ce... Iades mereu se încălzește în timp ce
ceilalți au dat drumul la meci. E incredibil. Nu știu dacă l-ați văzut, dar puteți da 5 secunde înapoi și îl vedeți cum se încălzea în timp ce ăștia pasau deja balonul. E, păi dacă jucăm tiki-taka, atunci haide să jucăm tiki-taka cu Blackburn. Bac, bac. Hap. 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 În tiki-taka jucăm noi. Voi alergați după minge, boșilor. Ne. Ne, tiki-taka jucăm noi, am zis. Bun. Tiki-taka jucăm noi. Fault, roșu. Băi, ce e asta, mă? Doar galben, pe bune, mi-a rupt picioarele. Se poate așa ceva? Domnule Sani. Îl cheamă Sani pe băiatul ăsta, arbitru. Că e galben. E îmbrăcat în galben ca soarele. Bun. Execută Aiu această lovitură liberă și îi pasează lui Reed. Reed îl găsește pe Daniels. Daniels îl găsește pe Vat. Și cred că este cazul ca Luis Felipe să nu piardă. Asta era cazul. Liber acum la balon. Tiki-taka îi joacă în 5-3-2 Tiki-taka, deci se poate folosi fără niciun fel de stres 5-3-2 pentru Tiki-taka. Acum a interceptat foarte bine Donner, von Mingea ajunge la Borza, de la EAD ajunge la Luis Felipe, care mai devreme pierduse, dar Luis Felipe ar putea avea o șansă extraordinar de mare. Luis Felipe, Luis Felipe, Luis Felipe cu un șut către poarta lui Grimshaw, dar din păcate direct pe centru, nu a dat-o și el puțin mai stânga, mai dreapta, n-a bătut vântul lui Ion. Asta este Reed. Ce face, mă? A întors jocul? Băi, aveam posesia, domnule Sunlight, sau cum te numești, Reed, Reed la balon. Reed încearcă un șut și este faultat. I-a rupt piciorul. Roșu. Galben. Și nu mai are unul? N-are, că ăsta e atacant care a luat. Băi, nesimțitule, i-ai rupt piciorul la băiat. Vezi că te așteaptă mama aia cu noi, iau pe marginea terenului. Animalule, unde intri în halul ăla? Bun. Cred că este cazul să șutăm tare. Să vedem cât de tare. Prea tare. Mult prea tare. Dar n-a fost rău. Învățăm noi să batem și lovituri libere. E greu de înțeles și mulți se plâng că n-au înțeles cum se bate lovitură liberă la ei fece, la FIFA, la orice vreți. De ani de zile, jucători mari, care nu bat lovituri libere, că știu că își epuizează degeaba un balon. Acum să vedem, Norborn la balon, îl presează Borza și Brancos șutează, noroc că este atent Müller. Riascos, pardon, avea B, Riascos, da. Hai de gnoule să fă ceva în fața lui ăsta. Bun. Iadea a respins până la jumătatea primei jumătăți a stadionului. Bun. Gnoule s-a interceptat. Acum Reed. O minge. Eu îi dau să se ducă în lateral și lui Iade și lui toată lumea, dar ei nu se duc în lateral. Deci nu îmi joacă în lateral. Nu voiau să îmi joace în lateral. Îmi patinau pe loc. Și uneori ai nevoie să te duci cu mingea în lateral. Luis Felipe pasă în față, el mi-o dă în spate. Bun, Vat acum la balon. Să vedem. Îl găsește pe Iade. Îl găsește dar Iade. Nu face mare lucru. Nu știu unde să stea. Și nici nu pare să aibă viteza despre care se spune că o are pe face. Haide, mă. A preluat Daniels prin planul, bineînțeles, că Borza s-a pierdut în spațiu și timp. Acum Charles încearcă să găsească pe Knowles, dar nu-l găsește. Draper cu minge către Luis Felipe, care îl vede foarte bine plecat pe Reed. Reed, 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 Reed împinge mingea, dar
reușește să respingă Grimshaw, iar Draper a zis pasta n-o ratezi. Ce ziceți de golul lui Draper? Lăudați-l în comentarii. Ajută la algoritm. Mulțumesc tuturor celor care sunt aici pe canal, care apreciază, care comentează. Bun. 1 la 0 Reed. Doar 1 la 0, parcă am trăit cu senzația că am 1 la 0 deja de mult. Nu știu de ce. Iar acum eu alergam cu Aiu și se ducea Draper după acest balon. Ok, doar 1 la 0. Nasol. Nasol moment, mișto colivă. Hei, domnul arbitru, fault. Du-te, mă. Dă-i, mă, ce stai mărit, mă. Tu nu vezi că mai e de jucat? Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. E Donnarumma aici. Și gata, s-a fluierat finalul primei reprize. Dar nu știu ce, am avut eu impresia că avem 2 la 0 cu golul lui Draper. Nu știu în ce lume trăiesc eu. Probabil sunt într-o lume paralelă. Într-un univers simt că 2 la 0 trebuia să fie scorul acestei pauze. Ok. Bradford City 1 la 0 cu Huddersfield, Lincoln 0 la 1 cu Leyton Orient. Plymouth Argyle conduc Plymouth Argyle, urât nume să dea draci. 1 la 0 cu Wycombe, Burton Albion 2 la 0 cu Oxford United, Stevenage 1 la 0 cu Charlton Athletic, Bristol Rovers 0 la 1 cu Forest Green, Derby County 2 la 0 cu Cheltenham Town, 0 la 1 între Fleetwood Town și Wrexham, Barnsley conduce cu 1 la 0 pe Northampton, care are stadionul la 270 de metri de cei de la Notts County, ok? Nu, Nottingham Forest cu Notts County, pardon, Northampton nu. Trebuie să-i caut și pe ăștia unde sunt. Așa, Sheffield 0 la 0 cu Wigan Athletic și Cambridge United 1 la 1 cu Peterborough. Mergem la performance să vedem pe cine dăm afară. Ar trebui să-l dăm pe Luis Felipe, pe Knowles, pe Borza și pe Petro, dar nu o să dăm pe nimeni, având în vedere că sunt prea mulți care sunt înroșiți. Knowles mai are o singură șansă și Petro la fel. În rest, va trebui să facem schimbări cât de repede posibil. Noroc că avem 63% posesie, 5 șuturi pe poartă, ei au un șut, 53 de pase încercate, ei 31, 96% pasele. Acuratețea paselor noastre la ei 90%, două tackle-uri noi, ei 1. Trebuie să menținem posesia și să încercăm să mai înscriem, bineînțeles, odată, pentru că altfel va fi un meci greu. Blackpool nu este o echipă ușoară și bineînțeles am putea profita de faptul că ei au două galbene, putem să-i incomodăm puțin, să-i provocăm mai mult. Bun, Liburn încearcă să treacă de Aiu. Nu reușește. Mingea ajunge la Vat. Vat îl găsește foarte, foarte bine pe Reed. Reed îl vede foarte bine pe Gnoules, care are șansa să arate de ce el a meritat încă o șansă de a fi în teren. Draperică 2 la 0. A băgat-o în portărică. Frederică Draperică o mai bagă o dată fix în portărică. Și acum vine în cap aia, n-o să vă spun exact. Freddy, te aștept diseară la portiță. Da. Bun, 2 la 0, un lucru absolut superb. Knowles a zis, bă, mersi că mi-ai acordat încă o șansă, chiar dacă aveam doar 5,4 notă. Un jucător extraordinar, cu multă stimă de sine și se vede clar, iar Donnarumma arată de ce nu trebuie să plece de la echipa noastră.
Borza este fundaș central acum și Donnarumma cam cred că e singurul jucător de fapt pe care îl văd că preia poziția coechipierului și noi în momentul acesta avem un roșu pe teren pentru că prea au băgat ăștia alunecările astea. Au încercat să ne rupă picioarele, n-au reușit și iată, ca să nu mai ia un al doilea roșu, l-au scos pe Riascos. Da. Bun. Am uitat ce voiam să spun. Ah, da. Donnarumma, singurul jucător care preia poziția colegului său atunci când acesta este plecat din poziția sa de bază, cum a făcut Borza mai devreme. N-am mai văzut asta până acum. Bine, Vat către Draper. Draper încearcă să șuteze la poartă, dar nu reușește. Să vedem, respingem pe spate acum. Da, corect, ca să-i dăm lui Charles că era liber. Și încercăm să așezăm un nou atac pozițional. Draper către Luis Felipe. Din nou alunecare din aia nenorocită. Iar Luis Felipe nu face decât să piardă balonul. Acum liber la balon. Îi pasează lui Cabrera. Cabrera către Thompson. Thompson în duel cu Peter, cu Petro, Peter, auzi. Și reușesc aceștia să centreze și iată, înscriu și ei în minutul 69-70, destul de devreme prin capitanul lor, golul de 2-1. Și de aici încolo trebuie să ne facem griji pentru că un meci poate fi câștigat și în 10. Nu știu ce a vrut să facă Müller acolo, dar Dugal, cum vedem că se poreclește pe tricou capitanul celor de la Blackpool, a înscris în vinclul porții lui Müller în minutul 70 și cred că este cazul să obținem un raport de performanță de la asistenții noștri. Draper 9,1, Luis Felipe 6,2, Iadei 6,2, Gnoules 7, 7,1, Vat 8, Reed, ok, Borza 6,7, 8,2, Daniel Saiu 7,1, Petro 6,6, Müller 5,9. Este de scos Luis Felipe și Iadei. Sigur sunt de scos ăștia și mai vorbim în cazul lui Borza mai încolo. Dar Iadei și Luis Felipe, la revedere în această partidă. Bun. L-am băgat pe Walter și fac și eu de asta ca să bag oamenii în eroare, cum fac și ăștia prin Liga 1. Îl scoate pe fundașul central, bagă atacant și după aceea scoate atacantul, bagă fundaș central. Ei înțeleg ce fac ca să, mă rog. Astea sunt schimbările, în rest rămânem așa. Nu uitați că la final de meci să postați în comentarii locul 1, locul 2 și locul 3 la cei mai buni oameni care vi se par vouă cei mai tari. Iar eu vreau să-mi felicit neapărat un băiat aici pe canal, Sebi, ești cel mai tare, fratele meu. Când vom ajunge mai mari cu acest canal, mulți o să se uite la tine cu ciudă că ai fost aici tot timpul și ai ajutat. Îți mulțumesc pentru comentariile pe care le dai. Îți mulțumesc că faci parte din această carieră cu adevărat, cu sufletul. Și pe această cale am spus și eu ce am putut să spun. Iată, greșește Walter. Bun. Pennington acum, urmărit de Aiu. Pennington îi pasează lui Liborn și suntem egalați în 10 oameni. Incredibil, echipa noastră nu mai joacă absolut nimic. N-am putut să mai fac nimic, iată, Aiu degeaba, Donnarumma a plecat liber de lângă el, l-a scăpat. Ăsta al altul se aruncă pe unde apucă. Și suntem egalați de o echipă care joacă în 10 oameni. Iar eu nu prea mai pot să mai fac nimic, aia e problema. Bun, mingea ajunge la Reed acum la Gnoules. Gnoules către Anderson. Pierd mingea dacă mă apropii mai mult de jucători. Nu mi se deplasează jucătorii în atac, incredibil. Vat către Borza. Borza
cu pasă scurtă către Anderson, care a stat foarte aproape. A plecat încă o dată Knowles, dar Djuric a venit și a interceptat acest balon. Hai deodată, Liburn la balon, îi pasează lui Pennington. Pennington îl găsește foarte simplu pe Thompson, iar acum trebuie, nu Borza, degajare Borza, că uite ce mă faci să fac. Ți-a arătat Daniels cum se face dacă nu dai degajare, Borza. Da. Bun. Rezum meci. L-am schimbat și pe Borza și nu știu dacă mai aveam vreo schimbare, dacă mai aveam vreo pauză, dar cred că mai am. E prea târziu. Facem 2-2 cu o echipă care are un om în minus. Aiu degajează tare, dar bineînțeles că nu e nimeni în atac. Ce s-a întâmplat? Vai, s-a accidentat ăsta. Și-mi întrerup mie meciul acum ca să-mi arăți cum s-a accidentat ăla. Și mingea l-o dai cui? Lor? Ia să vedem. Notele, fraților, că Anderson a intrat prost, Walter a intrat prost, Lodoiu de-abia a intrat, n-ai ce să zici. Ok. Team management, obosiții. Trapper este obosit, trebuie să intre cu Rusai. Pardon, e Tete, nu cu Rusai. Atât avem, atât băgăm. Ce să facem? Altcineva nu cred că ar putea. Ar fi Draper. Ar fi câțiva, doar nu. Nu avem cum. Bine, poate Knowles atacant, din câte știu, striker. Da, poate Knowles și ar fi o idee. Și să rămână Tete pe bancă pentru că e obosit. Și îl băgăm pe Alexandru aici. Chiar 61, crossing 57, ăsta este, ok. Facem așa. Și acum mergem toți peste ei. Constant pressure. Mai lărgim un pic echipa. Și o dăm sus de tot, sus de tot. Că nu putem, bă, cum să facem, frate, 2-2 cu o echipă care are roșu și după ce ai condus să... cu 2-0. E incredibil așa ceva. Ne mai desfacem puțin pentru a găsi soluții. Mulți jucători în careu. Și la corner, dar mai lăsăm și afară și la free kicks. Și cam asta este tot ce putem să facem în minutul ăsta. Bă, cum să-i dai, bă, mingea lui, bă? Cum, bă, să-i dai mingea lui? Dă-i drumul, Müller, mai repede la balon. Bine, eu am respins, într-adevăr, destul de nasol. Acum a plecat foarte bine Vlădoiu. Vlădoiu, să vedem. Îl găsește imediat acolo pe... Bă, băiatule, cine e ăsta, mă? Alexandru, a greșit extra... Nu! Bă, băiatule, dă-i, bă, gol, bă, am câștigat. A ieșit până la urmă. Bine, Anderson. Bine, Anderson, foarte bine. Foarte bine. Trei la 2, decât o absurditate de fază și un arbitru care să lase meciul încă 5 minute s-ar mai, ar mai schimba ceva. N-am mai schimbat nimic, gata. Am meritat să câștigăm, chiar dacă am luat două goluri de 2 bani. Alea au fost singurele lor faze clare. Dar e important că am obținut 3 puncte de la echipa de pe locul 4, Blackpool. Iată-i pe cei puși la zid care stau pe un scaun imaginar. Incredibil.
pe acoperișul casei sau, nu știu, în afara stadionului. E o strategie de a-ți întări, de a-ți întinde mușchii după meci de asta să întâmpla chestia aia acolo, să știți. Nu e scaun imaginar. Glumesc, e o prostie de la FIFA. Cred că știu ei de așa ceva. Plus că n-arătau ca și cum ar face exerciții fizice, ci ca și cum ar sta pe scaun. Bun, mergem la Match Facts. 62 posesie pentru noi, 38% pentru ei. 8 șuturi pentru noi, 3 șuturi pentru ei, dintre care 2 goluri. Gândiți-vă la treaba asta. 105 pase din partea noastră, 62 doar pentru ei, pase încercate. Acuratețe 95%, fraților, din 105, da? Adică, nu știu, dacă 10% din 105 înseamnă 10 pase, 5% înseamnă 5 pase, avem 100 de pase sau 99 de pase reușite din 100. Bun. Pentru ei 88% acuratețe, 5 tackle-uri din partea noastră, 3 tackle-uri din partea lor. Să mergem la performance, să vedem omul meciului. Nu uitați să-l votați în comentarii, să scrieți după, iată, chiar acum, pentru că acum vedeți omul meciului. Draper 9,1 cu 2 goluri. Knowles cu un assist 7, Anderson cu un gol 7,3. Și omul care a făcut ca partida să fie câștigată, să fim serioși. Luis Felipe 6,2, Walter 5,4 doar, Iade 6,2, Watt 7,3, 8,3 pentru Alexandru cu un assist, Reed 7,9, 6,4 pentru Vladoiu, Borza 6,5, Daniels 8,2, Aiu 7,3, Petro 6,7, iar Müller doar 5,6. Bun. Mergem la post-interview meci. Și după aceea să vedem clasamentul, bineînțeles, imediat după acest meci vedem clasamentul. All right, just a couple of questions for you. Bun, Draper trebuie lăudat, foarte bine, tată, foarte frumos. Toată echipa trebuie lăudată, trebuie să fim realiști, echipa noastră a jucat bine. Și suntem ok în acest moment. Moralul ar trebui să fim puțin mai fericiți, dar nu știu ce să mai zic, pe cine să mai bag ca să fie toată lumea fericită. Avem un inbox frumos. Changing focus pentru Peters. Vlădoiu vrea mai multe meciuri. Ok, ești încă în echipă, fii fericit, fratele meu. Bun. Mergem la clasament și suntem pe locul 1 cu 34 de puncte după 15 meciuri, 11 victorii, un egal și 3 înfrângeri. Bun, 30 de puncte pentru Bristol Rovers, Wycombe 30 de puncte, Derby County 27 de puncte, Blackpool 5 puncte, pardon, locul 5 cu 25 de puncte, bineînțeles, că atâtea aveau și înainte de meci. Iar pentru cei care zic că este prea ușor să trecem la legendarii, iată și Alton pe 6. Nu trecem la legendarii, că așa și Stockport, de exemplu, au promovat abia în sezonul ăsta și acum sunt pe primul loc și vor fi în Liga a 3-a următorul sezon. Știți? Sau cine? Nu Stockport. Stockport a promovat anul trecut, dar nu știu. În fine. Da? Ne-am înțeles despre ce vorbim. Sunt echipe care au promovat din Liga a 5-a în a 4-a și aproape au ajuns în a 3-a. Nu știu cum să vă spun. Sau chiar au ajuns imediat, au promovat după ce au promovat. Imediat. Se poate treaba asta și nu uitați că joc foarte bine. Asta este realitatea. În rest au fost niște baguri în trecut. Ultimele patru echipe, Lincoln City, Fleetwood Town, Cheltenham Town și Burton Albion. Bun. Atât pentru voi pentru astăzi. Eu trebuie să-mi continui aici treaba din spatele muncii pe care o am de făcut. Ne vedem la meciuri. Pace!